Acest coșmar monstruos a fost unul dintre primii dragoni displași de crimă-moarte, din fericire. Fishledge îl etichetează cu o vopsea specială de cai zarse pentru a indica insula de origine. Colectează potrivirea perfectă pentru Gober, când ești treaz, grumpul este atât de leneș. Adormind peste tot, în standul lui Gober, în timp ce mănâncă, în timp ce zburați. Un scafandru adânc al clasei de maree care călătorește în grupuri mari, sau păstăi. Ea emite sonar subacvatic pentru a detecta cu ușurință pradă nemaipomenită. Sau la bordul vikingilor. Ironhide, așa cum sugerează numele său, are un exterior extrem de dur. El a făcut mai multe lovituri de Hunter fără să se ciocnească. Departe de nord, în satul minier Infrigio, a fost găsit un rubin destul de rambunt. Minerii au crezut că sunt bogați, până când gigantul rubin sneze o scânteie. Un jolt de la Strike Class, acest dragon este printre dragonii cei mai temuți. Ei pot convoca fulgerul pentru a trage priza electrică, destul de șoc. Cel mai bine ar fi să nu ajungeți într-un mod singitail. Acești dragoni teritoriali pot distruge focul din fălcile, ghilimele și cozi.